Da, bună seara, bine v-am găsit, o nouă ediție a emisiunii Impact în Campus TV. Am invitat în următoarea oră, în studioul Campus TV, un tânăr politician, se numește Victor Negrescu, are doar 29 de ani și evident la această vârstă este cel mai tânăr europarlamentar român, nu știu dacă o fi cel mai tânăr dintre toți europarlamentari și din celelalte țări. Domnul Negrescu nu vine pentru prima dată la noi în emisiune și nici pentru prima dată la noi în Buzău. L-am mai avut invitat aici într-o emisiune, dacă rețineți bine, în august în acest an, când domnul Negrescu și-a deschis la Buzău în premieră pentru un europarlamentar, un cabinet de europarlamentar în municipiul nostru. Vă salut, domnul Negrescu, mulțumesc frumos pentru prezență și chiar de la începutul emisiunii țin să vă felicit pentru faptul acesta că v-ați ținut de cuvânt, pentru că de-a lungul anilor și eu ca și realizator de emisiunea aici la Campus TV am avut mulți invitați veniți de prin alte părți care ne-au promis multe, dar n-au mai trecut cu ani pe aici, pe la noi, pe la Buzău și vă dau chiar și un exemplu, chiar de la dumneavoastră din PSD, doamna Carmen Moldovan, care fu deputat de Buzău și aproape 2 ani n-a mai trecut prin circumscripția dânsei. Iată, domnul Negrescu vine pentru a doua oară aici la noi la Campus TV și înțeleg că Răstimp a venit de mai multe ori în municipiu și în județul Buzău, dar fără ca să știm noi cei de la presă. Vă salut și încă o dată vă mulțumesc frumos pentru prezență. Bună seara și bine v-am găsit. Mulțumesc frumos pentru invitație și da, mă bucur să pot să mă țin de promisiuni. Ce am învățat, dacă pot să spun așa, din emisiunea pe care am avut-o împreună, este că oamenii din Buzău au așteptări foarte mari de la noi politicienii și ar fi cazul să ne ținem de cuvânt. Și de aceea am încercat, eu am promis că voi veni o dată la 2 luni, am reușit să revin lunar în județul Buzău. Și iată, acum am venit la dumneavoastră pentru a discuta puțin despre bilanțul meu, despre ce am reușit să fac în aceste luni de mandat de europarlamentar și ce putem să facem pentru Buzău mai departe în anul care vine. Bun, înțeleg că astăzi sau de dimineață sau mă rog pe la prânz ați participat, ați fost și inițiatorul unei acțiuni umanitare în județul nostru. Dacă puteți să le spuneți telespectatorul nostru foarte pe scurt despre ce a fost vorba mai exact. Deci am fost astăzi împreună cu colegii mei la o familie cu 13 copii din Vernești pentru a sărbători, dacă se poate așa, venirea Crăciunului. Am mers acolo, am adus un brad, am adus câteva rechizite, lucruri pentru școală, pentru copii, pentru că asta au solicitat. Și am stat câteva ore cu această familie pentru a discuta, pentru a le auzi problemele, pentru a împodobi bradul cu acei copii care nu mai văzuseră un brad în ultimii ani. Am făcut acest lucru... Spuneți dumneavoastră, nu câteva minute, câteva ore. Câteva ore, tocmai pentru că eu cred că atunci când faci un gest de solidaritate, mai mult decât gestul în sine, mai important este să stai să discuți cu oamenii. Pentru că acei copii clar aveau nevoie și de un cuvânt bun, și de un râs, și de un zâmbet, și de o poveste. Și am făcut toate lucrurile acestea. Culmea este, și pe mine m-a emoționat foarte mult, ne-au și cântat, au știau colinde. Am fost foarte impresionat. Este o campanie pe care vreau să vă spun că o facem și la nivel național. Se numește Zâmbetul de Sărbători. Vom ajuta peste 300 de copii din toată țara și am vrut să vin la această familie din Buzău. Am văzut și în presă, s-a vorbit foarte mult despre ea. Într-adevăr, acea familie trăiește niște condiții anormale din punctul meu de vedere și vom vedea împreună cu colegii ce putem face mai departe. Pentru că acum am făcut această acțiune de sărbători, dar cred că copiii trebuie sprijiniți, mai ales pentru a merge la școală și a avea tot ce le trebuie în acest sens. Și am discutat cu colegii și cu siguranță vom găsi soluții și pe parcurs să-i mai ajutăm. Cred că este foarte important ca pe copii, din mediul rural în general, să-i sprijinim în mersul la școală, în urmarea unui parcurs educațional cât mai lung. Cum ați găsit familia respectivă și cum ați lăsat-o? Ce impresie v-a făcut contactul ăsta cu o familie cât se poate de nevoiași? Am aflat despre familie și din presă și aici mulțumesc presei pentru faptul că a relatat acest subiect. Colegii mei mi-au vorbit din Buzău despre acest caz și am vrut neapărat să vin. Am venit special pentru acest lucru astăzi la Buzău. Am vrut să aducem puțin zâmbetul pe ochii acelor copii și am văzut, erau foarte mulți copii mici. M-au uimit. M-a uimit și în același timp, cum să spun, m-a mâhnit
faptul că noi uneori, și cei din politică, dar nu numai noi cei din politică, pentru că nu noi decidem tot, ignorăm aceste cazuri. Avem impresia că trăim într-o bulă de cristal a vieții noastre cotidiene și ignorăm că sunt atât de mulți oameni care o duc rău. Și vreau să vă spun că ar trebui fiecare dintre noi, cei care pot, evident, să facă un gest de acest fel, o dată pe an sau o dată la 2-3 ani, pentru o familie care are nevoie, pentru că e mai mult decât oricând nevoie să demonstrăm că putem fi solidari și să le arătăm că există un orizont de speranță pentru acele familii cu mulți copii, pentru acei copii care așteaptă ca societatea să aibă grijă și de ei. Și trebuie să demonstrăm lucrul acesta, că societatea face și ceva pentru acele familii și pentru acei copii, pentru că altfel ce se întâmplă? Nu mai face nimic. Trăim fiecare pentru noi și vedem cum se irosesc talente, copii cu potențial și societatea se duce într-o direcție pe care nu ne-o dorim. Spuneați că ați mai venit la Buzău, da? În fiecare lună, da? Mai mult decât v-ați propus inițial, dacă ne puteți spune la precedentele vizite în județul Buzău, ce activități ați avut? Am avut discuții și cu autoritățile publice locale, am fost și în campanie pentru alegerile prezidențiale în mai multe comune din județ, am fost și la cabinetul de europarlamentar pentru a-mi ține audiențele au loc joia. De obicei țin consilierii mei, dar țin și eu acele audiențe pentru a discuta cu oamenii și am fost acolo, au venit câteva persoane dornice să afle mai multe despre activitatea mea. Cam acestea au fost genurile de activități pe care eu le-am făcut. Caut tot timpul să fac o activitate diferită de fiecare dată când vin, pentru a încerca să cuprind cât mai mult din județ, să discut cu cât mai multe persoane, pentru că, așa cum spuneam la emisiunea pe care am avut-o împreună, cred că politicienii nu trebuie să mai fie rupți de realități. Eu nu-mi doresc să fiu un europarlamentar trimis acolo la Bruxelles, care stă frumos pe scaun și se gândește ce bine ar fi pentru România fără ca să o vadă niciodată. Eu vreau să văd România așa cum este ea și să aud din gura oamenilor care sunt problemele lor și ce pot eu face pentru ei. Da, înțeleg, domnul Negrescu, din câte m-am informat eu, că aveți mai multe birouri de europarlamentar deschise prin țară. S-ar putea, nu știu dacă greșesc, să fiți chiar și campion la un astfel de domeniu. Nu e vorba de a fi campion. Da, am cea mai mare rețea de birouri de europarlamentar din țară, pentru că, așa cum am spus, vreau să fiu în contact cu oamenii. Cred că pot să profit aici și de faptul că sunt tânăr și am energia de a fi prezent cât mai mult în rândurile oamenilor. Și am făcut acest lucru de la un fapt inedit. Din nou revin la presă și rolul presei, de fapt, în societate. Când candidam la alegerile europarlamentare, am văzut un reportaj în care un reporter a mers în mai multe localități în căutarea birourilor de europarlamentar ale celor aleși în mandatul trecut și nu le-a găsit. Și nu mi s-a părut normal lucrul acesta. Adică, cred că noi trebuie să fim prezenți în teritoriu, cât putem de mult. Și de aceea mi s-a părut important să avem aceste birouri, să avem consilieri în teritoriu, să fim acolo prezenți pentru a discuta cu oamenii și a demonstra că europarlamentarul lucrează pentru România. Asta este modelul pe care eu îl urmez. Sper să fie unul de reușită și, într-adevăr, să reușesc să mă țin în continuare de calendarul pe care eu îl apreciez. În câte județe aveți astfel de birouri? Asta. Am în 14 județe și în Republica Moldova. A, deci v-ați deschis unul și în străinătate. Am în Chișinău. Sunt singurul europarlamentar care are un birou în Republica Moldova, tocmai pentru a sprijini demersul acesta de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Și cum reușiți să vă împărțiți, nu, timpul între activitatea de la Bruxelles, de la Parlamentul European și activitatea din țară cu cele 14 birouri? Pentru mine, vă spuneam, politica nu este doar un job. Poate este o pasiune, dar mai mult decât o pasiune, este o responsabilitate. Mi-am ales această cale în urmă cu mulți ani deja, chiar dacă sunt foarte tânăr, și vreau să urmez mai departe. Vreau să fac lucrurile altfel. Vă spuneam, cu telespectatorii, poate nu mai țin minte, am trăit 9 ani de zile în străinătate și m-am întors în țară, în Franța, dacă în Belgia și în Franța, cu scopul acesta de a schimba lucrurile și a face altfel de politică. Cred în continuare că pot face lucrurile acestea și vreau să demonstrez că se pot face schimbări prin modul în care acționăm. Miracole, așa cred în continuare, nu se pot face. Nu putem schimba ca singur om politic toate lucrurile. Dar prin modul nostru de a comporta, prin acțiunile pe care le facem în fiecare zi, putem schimba mentalitățile și, de ce nu, poate și clasa politică. Da, încă o dată felicitări, domnul Negrescu. Iată, 14 birouri de europarlamentar. E campion, e mai modest, domnul Negrescu. Nu vrea să laude prea mult cu acest lucru. Haideți să luăm primul telefon în direct din această emisiune. Bună seara, sunteți în direct.
Bună seara! Vă rog! Mă scuzați că vă deranjez în primul rând. Nicio problemă, nu ne deranjați, din potrivă ne face plăcere. Eu o prioritate mare mă face pentru a întreba pe domnul... Vă rog, întrebarea. Europarlamentar. Văd că are vreo 14 circunscripții, unde reprezintă dânsul acum. Da, 14 birouri, da. Birouri, nu mai știu cât să mai vorbesc, la cât îi văd acum, cât să mănânc acum. Vreau să întreb și eu, la cât a spus dânsul că a fost în campania electorală, s-a plimbat peste tot, unde-i pentru binele locuitorilor și binele populației. Dar pe mine mă interesează un singur lucru, vă spun. A stat de vorbă cu cineva să vadă de ce persoanele respective care primesc un ajutor social îți mulțumite cu ajutorul social decât să mai muncească și cu care ei au nevoie de voturi. Am înțeles, deci mulțumirea dumneavoastră e că sunt prea multe persoane care primesc ajutor social în România, nu, da? Nu, asta că a spus acolo că... Și că unii dintre ei ar putea să muncească, să aibă o slujbă și să nu mai stea cu mâna întinsă. Eu nu vă întreb pe dumneavoastră, eu vreau să-l întreb pe domnul dacă... Nu, eu am întrebat ca să înțelegem mai bine întrebarea. Deci, domnul europarlamentar, care a fost pe teren în campania electorală. Nu numai în campania. Și a văzut atâtea familii nevoiași. Așa. Care au luat foarte greu. Da. Dacă a interesat situația lor, de ce au ajuns în situația aia, nu zic, Doamne ferește, sunt și oameni care merită ajutați. Dar spuneți dumneavoastră că ar fi și unii care ar putea să muncească și preferă... Eu vă spun, sunt un simplu muncitor, sunt un singur șofer care merg în lume. Da, și munciți. Și vă spun evenimente care își vând animale să aibă dreptul la ajutor social, care vând toate alea să aibă dreptul la ajutor social. Domnul ăsta știe de situațiile astea. Da, ok, mulțumesc frumos pentru întrebare. S-a înțeles imediat, domnul europarlamentar Victor Negrescu vă va oferi răspunsul. Vă rog. Am văzut în familiile pe care le-am vizitat și multe familii care nu primesc ajutor social. Nu primesc ajutor social din diferite considerente. Pe de o parte am fost la o familie care avea 9 copii, bunica avea grijă de cei 9 copii, pentru că tații au plecat din țară sau unul era la închisoare și nu vreau să semneze pentru primirea ajutorului social și nu puteau să facă procură în această direcție. Am fost la familia de astăzi, din Vernești, nu am văzut tatăl, nu era acolo în familie. N-am putut să întreb mai multe detalii, dar nu erau părinții acolo, era foarte clar. Am fost și la familii care primesc ajutor social și nu mi s-a părut că o duc tocmai bine sau că și-ar dori în continuare să cerșească acești bani de la stat din ce plătim noi. Deci chestiunea nu ține de ajutor social, de faptul că cei săraci primesc un sprijin. Mi se pare normal acest lucru și mi se pare chiar uneori că nu este de ajuns. Dar, într-adevăr, statul trebuie să intervină pentru a verifica în așa fel încât cei care primesc să primească pe bune. Dar nu mi se pare normal ca unei familii cu 3 copii, cum am văzut un alt caz în alt județ, da, să nu primească ajutorul social pentru că au un porc. Păi asta e o lege stupidă, îmi pare rău să vă spun. A fost introdusă fosta guvernare, dacă ai anumite tipuri de animale în gospodărie, nu mai primești ajutorul social. Păi ce faci din porcul ăla? Tai și ce ai făcut a doua zi? Un an de zile nu primești ajutorul social? Nu este normal să se întâmple acest lucru. Solidaritatea este importantă în orice societate. În toată lumea asta se primește ajutor social. În Belgia, în Franța, primesc familiile câte 1000 de euro. Și nu mai e niciun fel de problemă să fim solidari. Într-adevăr, trebuie să verificăm că banii aceia sunt cheltuiți corect, că ajutorul dat copiilor nevoiași ajunge la copii, într-adevăr, ajunge la rechizite, ajunge la produsele de care au nevoie. Asta da. Trebuie să verificăm. Deci asistența socială trebuie să-și facă treaba și mai bine și trebuie sprijinită financiar și mai mult. Dar aceste familii o duc rău. Am fost chiar înainte de a veni aici în Ialomița, era o familie unde doar tatăl lucra. Și avea salariul minim pe economie, 800 de lei. Avea 3 fete, soția nu lucra pentru că a fost operată, nu avea niciun fel de pensie specială,
E cumva vinovată acea familie sau acei copii sunt vinovați că tatăl lor nu are pregătirea suficientă să câștige mai mult de 800 de lei, dar el muncea. Deci sunt și familii care muncesc, dar pur și simplu o duc greu, au acumulat datorii și în continuare astăzi trăiesc o situație de precaritate. Noi nu putem schimba lucrurile, dar putem să încercăm să fim solidari. Și mi-aș dori ca cei care gândesc la fel să vină în sprijinul acestor familii, pentru că nu este politicianism ce spun eu acum. Nu este dorința de a cumpăra voturi, pentru că noi am făcut această acțiune în afara campaniei electorale. Campaniile au trecut, peste 2 ani este următoarea. Nici nu-mi pasă de următoarea campanie electorală. Ce mă înseamnă pe mine este să aduce zâmbetul pe buze acestor copii și cei care ne ascultă astăzi să facă și ei același lucru. Departe de ochiul prese, departe de interese ascunse, dar să facă acest lucru. Că solidaritatea în societatea românească s-a pierdut. Eu nu știu să fi fost noi românii așa, mai dezbinați cum suntem astăzi. Înainte parcă era altfel. Când eram eu mic, știu că ne adunam toți în spatele blocului, discutam între noi, se ajutau părinții între noi, parcă era altceva. Nu are legătură cu trecutul comunist. Are legătură de modul în care noi relaționam. Mi-aș dori din nou să relaționăm altfel cu vecinul nostru, cu familia noastră. Uneori și în familie apar probleme. Da, pentru normalitate, da? Din păcate am cam pierdut această normalitate. Haideți să ne referim, domnul Negrescu, minutele următoare și la problemele din politică, la problemele din sânul partidului în care activați, PSD. Probabil cunoașteți sau cu siguranță cunoașteți problemele care sunt și aici la noi la Buzău. În urmă cu 2 săptămâni, președintele Consiliului Județean Buzău, trecut și dânsul la PSD, dar e drept de la PNL, a mers cu cătușele, da, invitat de mascați și a ajuns în arest. Sunt mai multe probleme la vârful PSD și la Buzău, ca și în țară, în multe județe. Și aș vrea să vă întreb, sunt chiar curios, cum vă poziționați dumneavoastră vis-a-vis de problemele unora dintre colegii dumneavoastră de partid, colegi cu funcții importante. Dar până una alta, haideți să mai luăm încă un telefon în direct din partea altui telespectator. Bună seara! Bună seara, domnului europarlamentar, bună seara, buzenilor, bună seara dumneavoastră, domnul Dereacă. Domnul Victor Negrescu, am înțeles? Da. Respect, am înțeles că doriți să faceți o altfel de politică și mă bucur. Mă bucur de ce am auzit de la dumneavoastră și eu când eram copil, așa, până la 14-15 ani, de fapt mai mic, am vrut să intru în așa ceva, deoarece mă ruina pe interior așa ideea că bunicul meu, Dumnezeu să-l odinească, lua 72 de lei pensie și muncise o viață. Și mă gândeam, eu zic, domne, chiar cei care conduc acolo nu văd în ce stadiu sunt pensionarii cu o pensie de 72 de lei. Dacă nu trăia în curte cu părinții mei și cu noi, era dus de mult și a trăit până la 84 de ani. Ceea ce să dea Dumnezeu să trăiască toți pensionarii, cel puțin până la 84 de ani. Și atunci am intrat de la fabrica de avioane, am intrat și eu în politica de pe vremea respectivă, domnul europarlamentar. Și am făcut-o altfel, în ce mod? Când ne trimitea cu autocarul de la fabrica de avioane, eram secretarul UTC al fabricii de avioane, m-a trimis la Muzeul de Istorie al Partidului. După ce am vizitat repede, jumătate de oră, le-am spus la tot să se miște repede, ne-am dus la Mănăstirea Pasărea, unde era și un restaurant, și am mâncat ceva, am băut o bere cu toții, ne-am simțit bine. Adică am împinat tot ilul cu plăcutul. Sper să face și dumneavoastră lucrul ăsta, pe lângă sarcine pe care le primiți pe acolo, prin Europa asta noastră, să scăpați și la noi, la român, câte ceva bun. Aș vrea să vă bateți pentru satul românesc, domnul europarlamentar, care este în derizoriu, este... Deci vreau să mergeți în satele românești să vedeți că nu mai există viață. Pe lângă faptul că natalitatea este cum este, că cine își mai permite în ziua de azi să mai facă copii, că decât să vorba cuiva, decât să-i țină în casă să nu poți să-l ofer ceva, mai bine nu-i mai fac. Că chiar vă rog și mă bucur că dumneavoastră aveți capacitatea de a susține 14 sedii, dar dumneavoastră 14 birouri, unde europarlamentare, unde puteți fi găsiți sau consilieri dumneavoastră, sfătuiți și pe ceilalți, că eu, din câte știu, sunt niște costuri, sunt niște cheltuieli care trebuie să acolo, cu consilieri, cu spațiu. Spuneți-le și celorlalți cum faceți dumneavoastră ca să facă și ei și să existe comunicarea mai rapidă între noi și dumneavoastră, prin consilieri dumneavoastră.
Dar vă rog, dacă se poate acolo unde sunteți dumneavoastră, în Parlamentul European, băteți-vă mult pentru statul românesc. Da, mulțumesc frumos pentru intervenția. Domnul Treacu, o singură chestiune. Vă rog. A fost un tantan de curând pe tema că cineva prin Vaslui, Iași, a vrut să angajeze niște oameni și inclusiv domnul fost vicepremier Liviu Dragnea a făcut referire la faptul acela că într-o comună de prin Moldova, cineva cu o fabrică de croitorie, de o chestie de genul ăsta, a vrut să angajeze și n-au vrut să ducă oamenii că erau mulți cu ajutor de șomaj și ajutor social, pardon, și n-au vrut să se angajeze. Păi să se angajeze ei, domne, cu 7 milioane, 8 milioane pe lună. Eu cunosc situații în Buzău care le dă 6 milioane, da? În croitorii. Și atunci să ducă ei să lucreze. Să ducă Dragnea și ceilalți care și primarul respectiv din comuna respectivă să muncească ei pe 6-7 milioane pe lună. Da, am înțeles. Bine, mulțumesc frumos. Nu, ok, domnul Tăreacă. Am fost 5 ani plecat în afară, nu știam să țin tava în mână într-un restaurant, m-au angajat cu 900 de euro în Spania, da? Dar am avut bunăvoința, în 2 luni de zile mă mișcam extraordinar. Dar m-au susținut și mi-au dat salariul de 900 de euro pe lună, din prima. Să se întâmple și la noi, nu 900, 500. Se poate să trăiască și românul decent. Da. Bine, mulțumim frumos pentru intervenție. Domnul Negrescu, un răspuns telespectatorului. Bine, eu și notasem și eu o întrebare de genul ăsta. Când ne vom apropia și noi de salariile occidentalilor? Păi, mai întâi o să fac referire la statul românesc. Statul românesc trebuie ajutat. Este extrem de important să acționăm concret în sprijinirea mediului rural. În contextul în care în România trăiesc peste 4% din populație, trăiește în continuare în mediul rural, este una dintre cele mai mari rate de populație în mediul rural din Europa. Și am făcut ceva în sensul ăsta. Și mă bucur că ascultătorul nostru ne-a pus această întrebare. Sunt unul dintre europarlamentari, ca să nu zic din nou singur, că pare prea obsesiv ulterior, care a inițiat un proiect pilot în valoare de 1 milion de euro destinat creșterea accesului la servicii medicale în mediul rural. Acest proiect pilot a fost aprobat de către Comisia Europeană și este prevăzut în bugetul european de anul viitor. A fost votat săptămâna trecută în plenul Parlamentului European și va fi implementat anul viitor. În ce constă acest proiect? În valoarea aceasta de 1 milion de euro, împreună cu specialiștii, identificăm soluțiile care ne permit nouă să aducem din nou medicii în mediul rural, să utilăm dispensarele, să aducem din nou servicii medicale de calitate în mediul rural și să implementăm în primă fază un proiect incipient într-o localitate sau mai multe localități din țară, să vedem care funcționează. Dacă una dintre soluții va funcționa, ulterior Comisia Europeană va finanța acest proiect cu 3 milioane de euro pentru a fi implementat în și mai multe localități. Iar dacă atunci își va atinge rezultatele, pentru prima oară spun lucrul acesta, localitățile din mediul rural vor putea accesa o linie de finanțare specială pentru servicii medicale în mediul rural. În prezent nu există o linie de finanțare, nici măcar prin fondurile structurale, pentru servicii medicale în mediul rural și această inițiativă pe care eu am avut-o, în nume personal, pe care am reușit să o trecem în Parlamentul European și în bugetul de anul viitor, este un demers pe care eu l-am făcut pentru mediul rural, pentru că cred că este important să sprijinim satele românești. Nu trebuie neapărat să trăim toți la oraș ca să o ducem bine. Peste tot ar trebui să avem acces și la educație și la sănătate de calitate. Deci asta să înțeleg că este unul dintre primele succese ale dumneavoastră ca europarlamentar, la inițierea acestui proiect cu cabinetele medicale de mediul rural. Da, este un rezultat concret obținut, aprobat, deja la începutul anului viitor se fac licitațiile la nivelul Comisiei Europene și în a doua parte să implementăm primele rezultate. Vis-a-vis de salariile mici. Vis-a-vis de salariile mici. Da, salariile sunt în continuare foarte mici. Salariul minim pe economie a crescut în ultimii ani și trebuie să spun lucrul acesta și sub guvernarea Partidului Social Democrat a crescut cam cu 200 de lei deja. La fiecare 6 luni e prevăzută o creștere de 50 de lei a salariului minim pe economie. Nu este o creștere extraordinară, dar este o creștere. La el salariul minim stagnase la un moment dat pe o perioadă de mai mulți ani sub fosta guvernare. Noi încercăm să-l mărim. E adevărat, ambiția noastră, și nu mă refer aici a PSD-ului, a noastră stângii europene,
socialiștii europeni, noi credem că ar trebui să fie un salariu minim pe economie la nivel european. Poate nu putem să-l fixăm la 900 de euro, cum spunea telespectatorul nostru, dar ideea aceasta de a crește mai rapid și într-un ritm mai accelerat salariul pe economie, fără să afectăm economia națională, cred că este un demers bun și trebuie sprijinit. Iar cazul acela pe care l-a menționat telespectatorul, vedeți că mă ajută și pe mine cabinetele de europarlamentar, având un birou la Botoșani unde s-a întâmplat acest caz, este unul mai special. Nu este, oamenii nu au mers numai din cauza faptului că primeau ajutoare sociale. Nu, era o problemă și în relația cu acel angajator. Acel angajator avea o imagine foarte proastă în modul în care exploata salariații, din nou ajungem la chestiunea aceasta, și faptul că dincolo de salarii existau probleme de încadrare și de condiții de muncă. Deci trebuie să primim lucrurile altfel. Am văzut că e mesajul acesta al oamenilor de dreapta și intelectualilor de dreapta care spun, domne, asistăm prea mulți asistați social. Nu asta e problema. Da, haideți să mai luăm încă un telefon în direct. Văd că a stârnit curiozitatea telespectatorilor și interesul telespectatorilor noștri. Bună seara, sunteți în direct și am rugămintea ca intervenția dumneavoastră să fie cât mai scurtă, mai concisă, să dăm în felul ăsta posibilitatea și altora de a interveni în direct. Da, foarte, foarte scurtă. Vreau să îi pun o simplă întrebare lui domnul europarlamentar. Vă rog. Domnul europarlamentar, vreau să vă întreb un lucru. Am și eu niște pământ la Săgeata, la domnul primar. Și nu-i cer nimic în plus decât să-mi dea o copie după registru agricol ca să pot să mă duc să-mi iau dreptul de proprietate de la tribunal. Unde trebuie să mai apelez, domnul? Că toate organele județului Buzău am mers din poartă în poartă, cum să spune. Și nu se poate să fac nimic. Unde vă sfătuiți și ce vă sfătuiți să fac? Bine, mulțumim frumos pentru intervenție. Domnul Negrescu, un răspuns, dacă păi, aveți pentru doamne. Este o problemă locală, dar ce pot face este ca doamna să ia contact cu colegii dumneavoastră din regie, să dea datele de contact, iar un consilier de-al meu o va contacta pentru a vedea exact cazul în detaliu, pentru că cred da. Că e important. Deci, doamnă, reveniți cu un telefon, vă vor prelua numărul dumneavoastră de telefon colegii mei din regie, iar apoi vă vor contacta de la cabinetul de europarlamentar. O întrebare înainte de a trece la subiectul ăsta mai important cu politica, nu scăpați. Spuneați noastră că aveți 14 birouri, da? Vă mai rămâne ceva din salariu? Am și o curiozitate asta jurnalistică, da? Trebuie să susțineți 14 birouri. Unii poate, nu știu, n-au niciunul, da? Ca să le rămână mai mulți bani la buzunar. Dumneavoastră vă mai rămâne ceva? Mai rămâne, dar o să vedeți acum, o să am și o surpriză pentru dumneavoastră. Până la finalul anului viitor o să am 26 de cabinete de europarlamentar. Ce faceți? Vă împrumutați? Veniți cu bani de acasă? Activitatea de europarlamentar îți permite să ai un buget de activitate destul de bun pentru a reuși să fii prezent în teritoriu. Există o sumă forfetară. Există și pentru deputații din România mult mai mult. Păi și dacă n-aveați birourile astea, îmi cer scuze că vă întrerup. Nu vă rămâneau dumneavoastră bani în buzunar? Asta este și ce vreau să vă spun așa mai informal, dacă se poate. Avem o sumă forfetară și suma forfetară poți să o cheltui pentru activitatea ta sau poți să o păstrezi pentru activitatea mai puțin vizibilă. Eu am considerat că tot acea sumă trebuie să fie cheltuită pe activitatea mea din teritoriu și în sprijinirea acestor cabinete și acestei rețele. Deci de la 14 la 26 sunt curios să poate veniți anul viitor din nou acela emisiune și să spuneți că veniți cu bani de acasă, da? Ca să susțineți toată această... Nu este o problemă. Acum, eu merg pe principiul că un ales al poporului trebuie să aibă un salariu să-și facă această activitate. Nu trebuie să dai de la tine. Dar cred că în ziua de astăzi un europarlamentar trebuie să facă un pic mai mult. Da, trebuie să le spun telespectatorilor această informație. Nu știu în ce măsură mai adevărată, dar m-am interesat cu precedenta vizită la Buzău a domnului Negrescu că dânsul nu are mașină și nici casă. Mai e adevărat? Este în continuare adevărat. Adică o casă sau o mașină proprietate personală. O casă sau mașină nu există încă în proprietatea mea. Va exista un apartament cu 3 camere. Probabil anul viitor. Era un demers început înainte de a fi europarlamentar. Bun, și mașină, deci nu. Mașină nu voi avea probabil niciodată, pentru că nu-mi doresc acel lucru. Da, cred că sunteți singurul europarlamentar fără da, mașină. Da, colegii care mă văd în orașele mari pot să mă întâlnească în metrou, în taxi, pe stradă.
mă văd destul de des. Da, mai e și o rugăminte la telespectatorii care sună pe numărul de SMS, da? Să o facă pe numărul de fix afișat pe ecran și nu pe cel de SMS. În felul ăsta vom putea să le preluăm intervențiile în direct. Da, ne întoarcem la problema asta deschisă de mine vis-a-vis de problemele de la vârful Partidului Social Democrat și sunt încă un telefon. Deci tot timpul de la telefon, să înțeleg. Da, haide să luăm și acest telefon. Bună seara, bună seara din bună nou, seara. Domnule europarlamentar Negrescu. Sincer, îmi pare rău că nu știu de unde ați devenit europarlamentar, dar vă sugerez, fiindcă am auzit ideea cu acel proiect pe care l-ați propus cu statul românesc, cu investirea în ceva de sănătate, am rugămintea. La Mihăileș, Comuna Mihăileș, județul Buzău, pe vremuri exista un spital care avea pediatrie, spital de adulți, deci se făceau operații acolo, era un grup operator, medici renumiți, chiar deservea o zonă, pe o rază de 20 de kilometri, pentru că erau multe urgențe. Ce se întâmplă? Acum vreau să vă spun că există infrastructura, se poate, cu o minimă investiție, se poate repune totul pe picioare. Să știți că acel spital a fost inaugurat la vremea când s-a construit de regina Mama Maria, deci de foarte mult timp. Clădirile încă mai sunt în picioare și v-aș ruga, dacă se poate, să orientați acei bani în această zonă. Da, mulțumim frumos pentru intervenția dumneavoastră. Cu siguranță domnul Negrescu se va interesa de situația asta din comuna Mihăilești. E bună remarca. Ce pot să spun eu este că îmi doresc să fie un demers care va funcționa și comuna Mihăilești să poată accesa aceste fonduri europene de îndată ce acest proiect pilot va fi implementat. Pentru că asta este practic, acesta este practic obiectivul. O axă de finanțare disponibilă comunelor din România pentru accesarea de bani europeni pentru sprijinirea serviciilor medicale în mediul rural. Deci probabil că ulterior comuna Mihăilești va putea beneficia de o astfel de finanțare. Bun, revenim la întrebarea mea, pusă de trei ori deja de la începutul emisiunii, cu problemele de la vârful PSD, mă rog, de la vârful politicii. Vârful politicii, cred că e mai corect românești, așa. Pentru că sunt probleme la toate partidele, cu o grămadă de demnitari arestați sau, mă rog, cu procese penale și sunt tare curios să aflu părerea dumneavoastră, cum se poate schimba, se poate modifica, se poate îmbunătăți scena politică românească. Da, eu cred că este o problemă de ansamblu a scenei politice din România. Există această problemă a persoanelor anchetate și la Partidul Social Democrat și recunoaștem acest lucru, dar și la celelalte partide. În cazul PNL trebuie să menționez că sunt trei președinți de Consiliul Județene anchetați, arestați, da, avem la Cluj, avem la Brașov, avem la Hunedoara, trei președinți de Consiliul Județene PNL. Lăsați că și cel de la Buzău fost arestat și venise, era achiziție, da, s-a prezentat aici ca la fotbal, așa cu mare pompă. Vreau să spun cum stau lucrurile. Deci e o problemă de ansamblu și asta este clar că este o problemă foarte gravă. Deci în toate partidele politice, nu numai Partidul Social Democrat, și trebuie să reacționăm rapid. Vă spun ce a făcut Partidul Social Democrat și vă spun ce vreau să fac eu ca și politician. În primul rând, la ultima întâlnire națională la Partidul Social Democrat s-a decis cu unanimitate, deci toată lumea a votat pentru, ca orice persoană anchetată să fie suspendată de partid, din partid, și orice persoană care este arestată să fie exclusă automat din Partidul Social Democrat. A fost o decizie luată în unanimitate pentru cazul evident de corupție și este prima oară când un partid politic din România ia o astfel de decizie. Ne-am spus o presei, presa nu a preluat, n-am comunicat noi. Poate că n-am înțeles. Deci dacă ești anchetat, pentru fapte de corupție, PSD. Dacă este fapte de corupție, atunci este suspendat din Partidul Social Democrat. Vrem ca lucrul acesta să se întâmple automat. Până acum trebuia să ne întâlnim pentru a lua o astfel de decizie și în cazul președintelui Consiliului Județean Buzău s-a luat o astfel de decizie, da? Deci atunci și în momentul în care a fost arestat, ceea ce dovedește că reacționăm rapid. Dar evident trebuie să schimbăm lucrurile. Și de unde cred eu că pornesc problemele? Cred că problema pornește de la finanțarea partidelor politice și de la campaniile electorale. S-a pornit așa la un moment dat în istoria aceasta politică a noastră într-un cerc vicios în care toți candidații căutau să investească și mai mulți bani în campaniile electorale. Și mai mulți bani, tot felul de lucruri. Să dea găleți, să dea tot felul de lucruri către alegători, să-i convingă sau să fie remarcați. Nici măcar ca să-i convingă, doar ca să iasă mai mult în evidență și să aibă cetățeanul ceva în casă primit de la candidat. Și s-a mers pe departe.
Pentru că la un moment dat când bași prea mulți bani în campania ta electorală, te gândești, dom'le, da, banii aceia, ce se întâmplă cu ei? De unde vin? Cine a adus? Cum își permite un deputat care ar câștiga ulterior 40 de milioane, 45 de milioane are un deputat, deci nu mai mult de atâta, să-i... Salariu. Salariu. De unde a avut bani? Sau e normal să facă această investiție? Dacă vrea să reprezinte poporul, poate a avut de acasă alte chestiuni. Dar, în mod normal, nu e un calcul rezonabil sau de eficiență. Și atunci eu am propus, împreună cu un alt coleg de-al meu, deputat Cosmin Necula din Bacău, și mai sunt mai mulți deputați din generația mea care sprijină acest demers, o nouă legea finanțării partidelor politice și a campaniei electorale. În primul rând, este un model european, există mai multe state și modelul pe care l-am luat este cel din Belgia. În Belgia, și vreau același lucru și în România, să fie permis în campania electorală să se dea doar materiale informative și afișele acelea în spații special amenajate. Nu pe panouri, nu alte bunuri valorice care merg până la 10 lei, nu. Deci nu mai vreți, nici măcar cizme, găleți, nimic, doar materiale, pixuri. Doar materiale informative. De ce spun lucrul acesta? Deci doar afișe vreți dumneavoastră, da? Un flyer de informare cu programul politic și afișe în spațiile special amenajate. În spațiile special amenajate. De ce spun lucrul acesta? Pentru că acest lucru va împinge politicienii, și alesul, și primarul, și președintele Consiliului Județean, și deputatul, și potențialul candidat, să meargă să discute cu oamenii. Că dacă n-ai cum să fii pe panouri imense, dacă n-ai cum să păcălești omul cu o gălează și așa mai departe, atunci trebuie să te duci cu materialul informativ să explici tu. Tu sau oamenii care cred în tine trebuie să meargă la cetățean să explice. Uite ce am făcut, uite ce n-am putut să fac, că poate nu poți să faci tot. Uite ce vreau să fac mai departe. Dar știți, domnul Negrescu, că inclusiv din partidul dumneavoastră, din PSD, vă înjură când propuneți lucrurile astea? E un demers susținut și colegi de la Partidul Social Democrat și din ce am discutat eu cu colegii mei din PSD, majoritatea susțin acest lucru. Pentru că vreau să vă spun ceva. Noi suntem un partid de stânga. E adevărat, suntem partidul celor mulți, cel mai mare partid din România, 600.000 de membri, dar nu suntem culmea partidul bogătașilor. Din ăștia 600.000 de membri, media noastră e mai jos venitul decât a partidelor de dreapta, de elite, unde vin cu banii și pun milioane de euro pe masă. Păi nu, la PSD știți cum e asta, poate e un răutăcism. Sunt ăștia de la vârf care sunt extrem de bogați, da? Și marea masă de susținători a partidului care trăiesc la limita subsistenței. Eu vreau să dispară conceptul acesta de finanțator de partid. Asta să fie foarte clar. Și atunci asta este soluția, pentru că eu cred că Partidul Social Democrat, partidul care reprezintă pe cei săraci, pe cei mulți, poate câștiga, asta cred eu, dacă dispar acest serviciu ăsta finanțării. Doar o propunere și asta, stai să vă spun. Cred că dreapta tot timpul va avea mulți bani la băga în campanie electorală și nu mai vreau jocul ăsta. Și este o propunere, e deja discutată în Parlamentul României de către colegul meu Cosmin Necula. La începutul anului viitor va fi depus un proiect de lege foarte clar, împreună cu mai mulți semnatari. Deja avem 20 de parlamentari, din ce mi-a spus colegul meu, care sunt dispuși să sprijine acest proiect, care mai cuprinde încă un lucru important, referitor la finanțarea partidelor politice. În primul rând, să limităm finanțarea pe care o primește partidul politic la 10% din impozitul pe profit din partea companiilor, din partea întreprinderilor, ceea ce înseamnă, a firmelor, da? Da, din partea firmelor. Asta înseamnă că firmele trebuie să plătească toate taxele și că trebuie să aibă și profit ca să finanțeze un partid politic. Și limitarea la un salariu mediu pe economie a contribuției pe care poate să facă o persoană. Mi se pare acceptabil. Un salariu mediu pe economie nu este nici mult, nu este nici puțin, dar este suficient pentru că deja ajungem la altul de influență. Deci dacă vine un bașcan, da, și vrea să contribuie la PSD cu 50-100 de milioane, dacă trece și se face lege propunerea asta dumneavoastră, domnule, ne pare rău, nu puteți da mai mult de 15 milioane. Da, dar poți să vii, dacă vrea cineva să facă campanie alături de un partid politic, poate să vină să muncească, să discute cu oamenii, ceea ce înseamnă îi altceva. Îi puneți la muncă, da. Mai degrabă, eu tot timpul am valorificat mai mult munca decât banul și cred că acest lucru ajută și democratizarea în interiorul partidelor politice, pentru că vreau să vă spun că sunt mulți oameni de calitate în partidele politice, în toate partidele politice. Din păcate, e foarte greu să ai succes, să ieși la suprafață în contextul în care tu, ca membru de partid, petreci 10 ani de zile în partidul tău, ești fidel, mergi la ședințe și așa mai departe și la un moment dat te trezești cu cineva care o ia pe scurtătură și ți-a fața. Pentru că aduce niște bani în plus, iar tu ai pierdut ani de muncă în spate. Eu nu-mi doresc lucrul acesta. Eu sunt un om care am fost fidel partidului meu, cred în valorile social-democrate și vreau ca oamenii de calitate să iasă în evidență și doar punând în prim plan calitatea politicianului în raport cu banul, vom avea oameni care fac ceva pentru țară.
Da, înțeleg că ați bătut așa puțin și înspre domnul ăsta Ghiță, nu? De la RTV, care a fost acum în prim planul PSD-ului în campania precedentă și a fost un dezastru pentru partidul. Conceptul de finanțator, din păcate, e prezent în toate partidele politice, mai mult sau mai puțin vizibil. Bun, ne mai întoarcem 5 minute la problema asta a mea cu problemele de la vârful PSD-ului. Chiar aș vrea să vă întreb, domnul europarlamentar, cum ați comentat dumneavoastră, sub ce termene ați cataloga faptul că președintele Consiliului Județean Buzău a fost arestat pentru luare de mită? Cât de sever sunteți dumneavoastră? Eu aș zice că e o mare rușine pentru un județ că se întâmplă lucrul ăsta. Deci omul numărul unu în județ să fie arestat, da, cu cătușe la mână, la mâini, pentru luare de mită. Din păcate, acest fenomen se întâmplă și s-a întâmplat în foarte multe județe din țară. Nu este normal să se întâmple acest lucru. Trebuie să găsim soluțiile ca să nu se mai întâmple pe viitor. Ce este foarte important este ca activitatea Consiliului Județean să fie clar delimitată de activitatea sa ca și persoană, proiectele județului să meargă mai departe și în cazul acesta particular, eu odată l-am cunoscut pe domnul Bâgiu, am avut o singură întâlnire cu dânsul în campania pentru alegerile prezidențiale, nu știu mai multe detalii, îmi pare rău că se întâmplă aceste lucruri, justiția trebuie să-și facă treaba. Eu cred că, în general, justiția trebuie să fie lăsată să-și facă treaba și ei trebuie să-și o facă serios, să fie atenți și cred că lucrurile vor merge în direcția bună. Așa cum spuneam și v-am spus și dumneavoastră de mai multe ori, presa are rolul său, justiția are rolul său, politicienii au rolul său. Trebuie să ne facem treaba așa cum trebuie, să nu fim viciați de alte interese ascunse și cu siguranță România va merge în direcția care trebuie. Da, vă mai atac cu ceva vis-a-vis de lucrul ăsta, domnul Negrescu, pentru că eu sunt, să zicem așa, un simpatizant al social-democrației. Însă ceea ce se întâmplă în momentul de față în județul Buzău și în țară este un lucru care contravine cu principiile sau lucrurile astea contravin principiilor social-democrației. Și vreau să vă spun aici foarte clar că din punctul meu de vedere nu mi se pare normal ca la vârful unui partid cum e PSD-ul social-democrat, prin județe, să se afle aproape exclusiv oameni care au jeep, au vile cu piscină, conturi de milioane de euro. Și vin să vă întreb, ce social-democrat sunt ăștia? Cât de social-democrat sunt ăștia? Pot reprezenta oamenii ăștia cu adevărat social-democrația? Nu cumva fac rău chiar unui partid cu adevărat social-democrat, oamenii ăștia, și cred că sunteți conștient că am dreptate în ceea ce spun eu prin multe dintre județele României. Cred că, din nou revin la această idee de ansamblu, în toate partidele din România, oamenii cu bani au acaparat mediul politic. Dacă ar fi toți oameni cu bani cinstiți, ar fi perfect. Nu e niciun fel de problemă să fie și în Partidul Social Democrat și în fruntea Partidului Social Democrat oameni care au convingeri de stânga. Poți să fii așa social democrat și să ai avere de 5 milioane de euro? Poți, depinde cum. Am văzut cazul de genul acesta și în vest, cu proprietari de companii care au un alt tip de a conduce acele companii. Au venituri mai mari salariaților, au anumite beneficii sociale. Am cunoscut lucrul acesta în Franța, companii conduse de oameni de stânga, dar unde salariul minim nu era practicat, aveau tot salariul mediu pe economie, unde erau bonuri de masă, erau tot felul de facilități acordate salariaților, pentru că acel om avea o viziune de stânga. Pot exista și astfel de cazuri. Ce pot eu să vă spun este că dacă reușim să introducem legea aceasta a finanțării partidelor politice și a campaniilor, lucrurile se vor schimba. Cred că în ziua de astăzi, pe agenda publică, e clar o dorință de schimbare a scenei politice din România și Partidul Social Democrat pare a fi, și mă bucur de acest lucru, fruntaș în idei noi pentru reformarea clasei politice. Poate nu toate sunt bune, poate nu toate sunt excelente, dar măcar se discută și e foarte bine pentru PSD să fie pentru prima oară partidul care pune pe agenda publică idei de democratizare a vieții politice și schimbarea modului în care sunt conduse partidele din România. Am trecut peste perioada de tranziție, trebuie să devenim într-adevăr partide de alt gen, iar eu cred într-un partid de stânga modern și european. Da, haideți să mai luăm încă un telefon în direct. Bună seara! Bună seara! Vă rog! Bună seara. Domnul europarlamentar, am și o problemă și sunt foarte scurt. Rog. Spuneți.
Ați întâlnit vreodată prin vizitele dumneavoastră în campania electorală sate fără canalizare, fără apă, fără, mă rog, fără școală, fără absolut nimic, fără șosea, fără nimic, noroiul e la el acasă. Și este un primar social-democrat. Asta îmi pare rău și mie, că și eu sunt un social-democrat, că am muncit în județul ăsta Buzău 41 de ani și văd că acum unii au ajuns acolo, s-au cocoțat pe un fotoliu și nu mai știe ce face el anții. Și ca să fiu mai direct, așa, este un sat Gomoiești care face parte din comuna Costești. Este acela 6 km de Buzău, nu are apă, nu are canalizare, nu are absolut nimic, nici școală, văd că a desfințat școala și din atâta gospodărie ce este pe domnul primar, nici pe aia cu ajutorul social nu-i pune la treabă să taie niște cucuță care a intrat până în alta robisterică. Da, mulțumim frumos pentru intervenție. Am înțeles unde bateți dumneavoastră. La fel, diferența asta mare, chiar și dintre satul, cum arată un sat, o comună din vest și satul românesc. Bine a spus telespectatorul nostru. Din păcate, asta e realitatea. Am văzut prea multe sate și comune fără canalizare, fără apă, fără utilități. În România. Și am văzut și zone din oraș, din orașele din România, fără canalizare, fără apă și fără utilități. Nu are legătură neapărat cu, nu are legătură cu siguranță de cu culoarea politică. O să mă intereseze în mod exact despre acest caz, dacă poți să sprijin pe acel primar în accesarea unor fonduri europene în această direcție. Poate nu are informația și trebuie să-l ajutăm. Dar ce pot să vă spun eu este că Partidul Social Democrat a introdus acum prin acest buget pentru anul viitor un venit minim, un buget minim garantat pentru comunele, orașele și consiliile județene din România. Este pentru prima oară că se întâmplă acest lucru, pentru că ce se întâmplă în multe cazuri, și cred că acesta este și cazul acestei comune pe care o menționează telespectatorul, nu există, multe dintre comune nu au capacitatea să supraviețuiască în continuare prin ce adună ca și taxe și impozite pe plan local. Și atunci trebuie să aibă un venit minim, un buget minim, prin care această localitate poate să susține investițiile de bază. De anul viitor intră în aplicare acest principiu. Comuna aceea probabil că va avea venitul chiar dublat. Cred că cam îmi dau seama ce tip de localitate este. Și noi trebuie să venim în sprijin cu noi proiecte și o să iau legătura cu domnul primar pentru a-l ajuta în această direcție. Bun, foarte rapid, mai luăm încă un telefon în direct. Bună seara! Bună seara dumneavoastră și stimatului invitat. Am rugăminte la dumneavoastră să fiți cât mai scurt în intervenția dumneavoastră. Ok, ce vreau să amintesc sau să-i readucă în viziunea domnului europarlamentar. Acum ceva timp, podul la Mărăcinie a fost rupt. Tot traficul a fost deviat pe un alt drum care a fost supus unui trafic infernal și nu era proiectat pentru acel trafic. Cumva puteți face demersuri pentru ca drumul județean 203K să primească fonduri? Am înțeles. Vă referiți la drumul județean? Cred că puneți o întrebare și vis-a-vis de podul de la Vadopașii. Nu, este cel drum care merge prin comuna Săpoca și este la Berca. Am înțeles. Da, bine. Așa. Și o a doua chestiune pe care vreau să o spun domnului europarlamentar, suntem cam de aceeași seamă, de aceeași vârstă. Este că cuvintele și dorințele dânsului se văd foarte frumos. Mai au trecut 25 de ani de la Revoluție, și nu văd tineri de 40 de ani, 35-40 de ani în Parlament, la primării, consilii județene, consilii locale, care se ia frâiele acestei țări și acestor județe și acestor municipii de județ. Deci mai mulți tineri în politică vă doriți dumneavoastră. Toți cei care sunt de acum 20 de ani, tot ei sunt și acum. Da, da, vedeți, domnul meu, ați văzut ce s-a întâmplat aici. Tot mă întorc la cazul ăsta, Băgiu, că mai erau două persoane acolo, tineri din politică care l-au șpagă. Deci un om care vrea să ridice trebuie să se unduleze după clasa politică existentă. Tu dacă vii cu noi idei, nu ești acceptat. Da. Aici e problema. Bun, să-l întrebăm pe domnul Negrescu dânsul cum de a reușit să se infiltreze în lumea asta destul de pestriță, nu? Pentru că nu a stat în România. Dacă stătea în România, era greu pentru dânsul, dar dânsul a plecat la Bruxelles. Da.
Bine, mulțumesc frumos pentru intervenție. Chiar cum ați reușit, domnul Negrescu? Deci, în primul rând, o să adresez o scrisoare clară și o să discut cu autoritățile referitor la acel drum pentru a afla mai multe și a impulsiona. Da, eu sunt un drum județean destul de important. Mi-am notat. Referitor la reușita în politică. Da, eu invit orice persoană, de orice vârstă, dar în special tinerii, pentru că reprezintă generația mea, să se implice în politică și în societatea civilă în general. Pentru că e important să ne implicăm. Dacă noi stăm deoparte, alții se vor implica și tot timpul vor domina. Și scena politică, societatea civilă, pentru că e loc, România are rata printre cele mai mici rate de persoane implicate în societatea civilă din Europa. În mod normal, media este la 10%, noi suntem undeva la 3-4%, ceea ce e prea puțin. Și atunci, dacă oamenii s-ar implica, ar fi un loc din care putem selecta și putem alege mai mare. În prezent, partidele din România reflectă societatea. Sunt și oameni foarte buni, sunt și oameni mai puțin buni, și oameni corecți, și oameni care nu sunt incorrecți. Exact cum este societatea, ca într-o familie, de fapt. Și atunci, de aceea avem mai multă nevoie de oameni în plus care să vină să schimbe lucrurile. Cum am reușit eu? Yeah. Eu m-am întors după 9 ani de zile în străinătate în țară. Am lucrat puțin și în presă. Chiar eram foarte activ în presă, vă spun și spun și la televizor. Proveniți dintr-o familie bogată, cu resurse financiare? Nu. Dintr-o familie normală, n-au legătură cu... Deci cu atât mai mult, cu mediul, e special cazul dumneavoastră. N-au legătură, nici oameni de afaceri, nu sunt nici în oameni politici, n-au nicio legătură cu mediul acesta. Am lucrat în presă, eram foarte activ în presa națională, chiar aveam un venit foarte consistent ca atunci și am decis să mă duc alături de Partidul Social Democrat, am renunțat la tot pentru ceea ce am crezut eu și am creat o structură, o organizație cu oameni interesați în politica europeană, asta în 2007, care astăzi are peste 7.000 de membri. Și ce am făcut? Tot, poate o să pară bizar, nu o să creadă oamenii care se uită la această emisiune, tot ce câștigam eu, că lucram în mediul privat, că lucram eventual uneori pentru presă, că lucram în societatea civilă, toate investițiile mele mergeau către ce făceam în politică. Dar merge din județ în județ pentru a construi această organizație, care inițial avea 10-15 membri și asta 7.000 de oameni. Oameni interesați în politica europeană, oameni care văd altfel lucrurile, oameni care vor să fie, fiind de stânga, să facă lucrurile puțin diferit. Nu a fost ușor, dar ce cred eu? Că în viață, că e vorba de politică, că e vorba de profesia pe care noi o avem. Dacă facem ceea ce ne place și depunem pasiune, avem șanse mai mari să reușim. Iar l-aș invita pe domnul care ne-a sunat mai devreme să vină în Partidul Social Democrat, să mă contacteze pe mine la cabinetul de europarlamentar, să vină cu viziunea lui, sper să fie o viziune de stânga, și vă asigur eu și l-asigur eu că nu o să-l dea nimeni la o parte dacă el crede sigur, în ceea ce face. Deci dacă n-ai avere, poți să reușești. Dacă dar nu ești cu bani, dacă nu ești vreun șmecheraș din ăsta care ce să te bagi la tot felul de mijmașuri. Ce poate să-ți facă? Să te înlăture, să cum te tragă încet, cum încet, încet te așa pe mergi așa linie moartă. De partii, discuți cu oamenii, aduni pe alții. Evident, nu trebuie să fii un radical, că trebuie să te înțelegi cu lumea. Dar nu trebuie să faci afaceri, nu trebuie să faci combinații, cum spuneți dumneavoastră. Trebuie să vrei. Îi invit să intre cât mai mulți în partidele politice, să le arate că vor celor care, de care s-au săturat și cel puțin în Partidul Social Democrat eu pot să-i garantez telespectatorului nostru că nu va păți nimic. Cel puțin dacă ne contactează și vrea să facă domnul treaba. Domnul Negrescu, dumneavoastră când jurați pe Biblie, mestecați gumă? Nu. Da? Spuneați că nu mergeți cu mașină, că nu aveți mașină, dar bănuiesc că se întâmplă să mergeți des cu taxiul. Îi spuneți uneori șoferului de la taxi să oprească când vedeți o fată frumoasă și să trageți geamul sau să deschideți eventual portiera și să-i adrăcați câteva cuvinte de dulce fetei respective? Nu. Nu. Trebuie să vă spun ceva, poate în pauza acestei emisiuni, despre unii dintre șefii PSD-ului de aici de la Buzău care au astfel de apucături. Vă vine să credeți? Politica reflectă societatea. Da. Nu știu, mai luăm publicitate? Nu mai luăm publicitate. Crezi noastră. Dăm înainte cu emisiunea. PSD a pierdut alegerile prezidențiale. Da? În frunte cu Victor Ponta. Aș vrea să vă întreb, pentru că ați spus și dumneavoastră că ați fost în campania electorală, care au fost greșelile și ce învățăminte s-au tras de aici după acest eșec important pentru partidul dumneavoastră? Da, cred că am pierdut alegerile prezidențiale
Pe o greșeală neprovocată, dacă pot să spun așa. Pe faptul că am considerat că este suficient să nu reacționăm, că este suficient să nu comunicăm și să ne protejăm un scor din obținut în primul tur. Eu cred că, și trebuie să fim mândri de acest lucru ca social-democrat, că oamenii ne susțin. Am obținut scoruri foarte, foarte mari în primul tur și aici, în județul Buzău. Oamenii cred în social-democrația pe care noi o susținem, dar trebuie și noi să ne schimbăm. Ce ar trebui să facem? În primul rând, ar trebui să încercăm să fim mai oameni, mai simpli, mai modesti, să arătăm cine suntem noi cu adevărat, ca cetățeni, ca oameni care vrem să facem ceva, să recunoaștem și când facem și când nu reușim să facem, pentru că nu cred că ne condamnă nimeni dacă le spunem, domnule, n-am reușit, nu pot, uite de ce s-a întâmplat. Trebuie să comunicăm mai mult cu oamenii. Deci comunicarea este cheia cea mai importantă. Iar în al doilea rând, și acest lucru o spun cu toată tăria acestor cuvinte, poate ar trebui și ca Partidul Social Democrat să devină mai de stânga. Mulți spuneau, domnule, să fim mai centriști, mai de dreapta, spuneau mai nou. Nu, lumea n-a votat un președinte de dreapta. Lumea a votat un alt candidat pentru că le-a fost teamă că Partidul Social Democrat nu reprezintă valorile de stânga, nu reprezintă ceea ce ar trebui să reprezinte și că s-ar crea, prin Partidul Social Democrat, o clică care să nu conducă România, necunoscând ce este în spatele domnului Iohannis, cu domnul Blaga, cu doamna Anastase și așa mai departe, nu au vrut să se uite la lucrurile acestea. Noi trebuie să arătăm că suntem și putem fi un alt fel de partid. Cred că avem resursa umană pentru a face acest lucru. PSD este cel mai mare partid din România, 600.000 de membri. În acest partid găsim de toate și foarte mulți oameni capabili. Ei trebuie să reușească, împreună cu o serie de colegi care sunt în fruntea partidului, să găsească mijloacele prin care PSD să devină un partid de stânga european, dar de stânga. Nu trebuie să copiem pe altcineva, nu trebuie să fim altcineva și să ne susținem punctele de vedere, așa cum a fost cazul pe care noi l-am discutat astăzi cu privire la ajutoarele sociale. Eu cred că ajutoarele sociale au un rost. Eu cred că solidaritatea are un rost în societatea românească. Și spun cu tărie lucrul acesta. Cine nu crede, nu e niciun fel de problemă, dezbatem de ce e important, de ce nu este important, dar trebuie să ne susținem crezurile. Nu să dăm înapoi de la convingerile noastre, pentru că din nou vă spuneam și revin la ce spuneam la început. Cu politica o pasiune sau o credință sau o responsabilitate. Eu fac politică nu pentru sondaje de opinie sau conform sondajelor de opinie. Eu fac politică pentru că am un crez. Am o idee despre cum vreau să arate societatea românească. Și vreau să conving cei care se uită la noi, cei cu care discut, că credința mea este cea corectă. Din păcate, în România, toate partidele politice, ce fac? Angajează institute de sondaje și scrie acolo. 52% din români cred că ar trebui să fii foarte agresiv. A, voi fi foarte agresiv că 52% dintre români spun asta. Nu, eu nu spun. Eu nu voi face niciodată așa. Așa cred eu că voi fi așa cum vreau eu, așa cum cred eu. Nu cum spun sondajele. Bun, dar oricum, dumneavoastră a spus că mergeți foarte des în teritoriu și vă faceți propriu sondaj de opinie, da, care da, poate cel mai bun. Este mai bun. Mai multe mesaje, domnul Negrescu, de la telespectator care vă felicită pentru modul cum puneți problema și pentru ceea ce ați reușit să faceți până acum. Vă roagă cineva să detailați spusele dumneavoastră vis-a-vis de suspendarea din partid a celor anchetați. Decizia propusă de către premierul Victor Ponta în Comitetul Executiv Național pe care l-a avut Partidul Social Democrat spunea și propunea acest lucru atunci când o persoană este anchetată pentru acte de corupție. Adică ce mai exact? Când se începe urmărirea penală? Când se începe urmărirea penală, da. Data când se începe urmărirea penală, atunci el ar fi suspendat. Până și dacă ești trimis în judecată, la fel trebuie să fii suspendat din partid? Da, da. Sau dacă ai un dosar penal pe rol? Dacă e doar în anchetă, nu. Dacă doar e faza preliminară trimiterii în judecată și învinuirii ca bun, și... Bun, deci să înțeleg că dacă s-a început urmărirea penală, da, odată, și să ajunge chiar și la trimiterea în judecată, ar trebui ca persoana respectivă să fie suspendată. Da. Deci deocamdată este doar o propunere. A fost discutată și votată în unanimitate. Așa am văzut eu Comitetul Executiv. În condițiile astea, mulți dintre PSD-iștii cu funcții înțeleg că ar trebui să plece, da? Nu știu, zilele, săptămânile, lunile viitoare din PSD. La începutul lunii ianuarie va fi o discuție și mai largă pe acest subiect și probabil că vor fi luate deciziile. Dar, repet, anchetă pentru fapte de corupție și clar învinuirea persoanei respective. Da, interesant. Deci, adică e poate în felul ăsta sau asta e șansa partidului dumneavoastră de a se
scuturat oamenii ăștia cu probleme din partid care, poți, cred că și imagină până una alta. Ce este important este să nu comitem nici abuzuri. De aceea vorbim de suspendare în cazul celor anchetați sau au fost cazuri în care oamenii au fost învinuiți pe nedrept. Dar noi am considerat că aceasta e măsura cea mai bună, iar colegii care își vor deveni nevinovăția vor fi primiți, evident, în Partidul Social Democrat și nu vom, adică, și asta e principiul meu, nu vom dispărea, că pur și simplu, sau acea persoană dispare din viața Partidului Social Democrat, păstrăm legătura cu acesta pentru că a fost colegi atâția ani. Și dacă își dovedește în justiție nevinovăția, se întoarce, da? Bănuiesc că câtă vreme e suspendat, își pierde, evident, și toate funcțiile, chiar și pe cele de conducere. Da. Bun, mai avem doar 3 minute din această emisiune, domnul Negrescu. Sunt curios să văd cum vă raportați la un alt lucru interesant, o propunere, înțeleg, care s-a discutat și în PSD, ca președinții de consilii județene, chiar și primarii, să aibă maxim 2 mandate, cum e în America, de pildă, în Statele Unite. Și chiar vă întreb, profitând de experiența dumneavoastră europeană, cum e și până alte țări din Europa, nu neapărat dincolo de ocean. Tocmai înțelegeți care e substratul limitării numărului de mandate, pentru că în anumite zone din județe, din țară, s-au format adevărate rețele care nu se mai pot desprinde, depărtea de banul public. Da. Aici, din păcate, nu o să fie un asentimentul colegilor mei. Eu cred că politica trebuie să fie compusă de oameni care sunt mai corecți. Trebuie să dispară finanțările ilegale a partidelor politice, finanțările ilegale ale campaniilor electorale și făcută altfel de politică. Nu cred că este o problemă atunci când cineva conduce o comunitate mai mult de 2 mandate, dacă are un proiect și dacă alegerile sunt corecte și el nu-și face proiectul, cu siguranță va fi trimis acasă. E foarte greu în ziua de astăzi să implementezi proiecte europene în 2 mandate, proiecte de anvergură, și avem următorul risc. Atunci când limitezi la 2 mandate, și nu există niciun caz de acest fel în toată Europa, nu există limitări la 2 mandate, nicăieri, riscul este următorul. Să avem un primar care câștigă primul mandat, face o muncă foarte bună, este ales în al doilea mandat, iar în al doilea mandat să nu mai aibă niciun fel de interes să-și facă muncă așa cum trebuie, să se chinuie, să facă proiecte europene și alte chestiuni de genul acesta. N-aș vrea să ducem lucrurile la extremă. În ajutorul nostru să spunem că poate sunt și primari, domnule, sunt de 5 mandate. Oare exista și cazul din asta? Domnule, un primar gospodar făcut pentru așa ceva și ar fi pe de-o parte păcat să-i îndepărtăm, dar ce ne facem cu ceilalți? Deci părerea mea este că dacă schimbăm legea finanțării partidelor politice, lucrurile se vor liniști și va dispărea corupția și hoția din administrația locală, pentru că dispare miza banului pentru campanii electorale, pentru că de multe ori, să știți, cazul acesta de corupție, dacă vă uitați cu atenție, oamenii aceștia luau bani nu pentru buzunarul propriu, ci pentru a finanța campaniile lor electorale. De aici pornește problema. Și atunci, dacă schimbăm această lege, se vor schimba și lucrurile mai departe. Și nu cred că trebuie să îngrădim niciun fel de drept. Bun, haideți să luăm și ultimul telefon în direct din această emisiune. Bună seara și ne cerăm scuze că v-am ținut ceva mai mult pe fir. Nu face nimic, vreau să te ocup. Bună seara. Dacă membru Partidului Social Democrat este începe urmărirea penală, suspendarea este numai din partid sau și din eventualele funcții în administrația publică? Asta e o întrebare. Mai aveți și alta? Sau? Da, și a doua întrebare. Dumneavoastră, ca și europarlamentar, ați intrat în legătură cu ceilalți europarlamentari. Nu credeți că pentru România, în schimbarea viitoarei Constituții, bănuiesc că în următorii 2 ani PSD-ul asta dorește, nu credeți sau dacă ar fi bine sau nu, ca și în România, să fie o monarhie constituțională care să permită partidelor să desfășoare nestingherite activitatea politică și să administreze țara, având în vedere ceea ce vedeți dumneavoastră în țările care au o monarhie constituțională și care au prim-ministri și partide puternice și care au dus la țări puternice în Uniunea Europeană. Da, mulțumesc frumos pentru intervenție, domnul meu. Domnul Negrescu, foarte rapid și răspunsul la întrebările telespectatorului nostru. În primul rând, vis-a-vis de urmărirea penală, dacă n-ar trebui să fie și suspendați din funcțiile
executive pe care nu putem, nu putem să suspendăm pe cineva ca și partid politic. El a fost ales. Există alte principii legale în spatele acestui lucru și ați văzut că se întâmplă ca lucrurile să meargă foarte repede atunci când cineva este arestat și să fie suspendat din funcție. S-a întâmplat cazul ăsta în multe circunstanțe. Și referitor la sistemul constituțional, cred că trebuie să fie o republică. Îmi doresc ca președintele României să fie ales de popor. E extrem de important acest lucru, pentru că așa putem și noi, odată la 5 ani de zile, să spunem cum trebuie să meargă România și să avem o nouă viziune pentru țară. Chestiunea aceasta de dinastii, de și mai departe, nu prea susțin. Chiar dacă familia regală din România, trebuie să spun acest lucru, este lăudabilă și are o imagine extraordinară în toată lumea aceasta, este și face parte din identitatea statului român, dar cred că este foarte bine că avem o republică și sistemul acesta este cel care ne poate ajuta mai departe. Și la Colț este social-democrat primarul, dar duce comuna spre dezastru, ne scrie un telespectator. Nu sunt drumuri, iluminat public nu există, deși primăria a primit sume importante de bani, totuși primarul respectiv nu face nimic, ne scrie un telespectator. Cam atât, am ajuns la finalul emisiunii, mai aveam vreo 10-15 întrebări, le raportăm pentru emisiunea viitoare, pentru 2015. Domnul Negrescu, activ cum este, cu siguranță va veni la Buzău și până ianuarie-februarie și o să-l invităm din nou aici la Campus TV. Mulțumesc frumos pentru prezență, domnul Negrescu. La final vă mai las preț de 20-30 de secunde dacă aveți un mesaj pentru telespectatorii noștri și pentru buzoieni înaintea sărbătorilor de iarnă. Mulțumesc frumos! Vreau să le urez buzoienilor sărbători fericite, un Crăciun plin de bucurii, să le aducă multă sănătate, belșug și un an 2015 și mai prosper, plin de speranță și, de ce nu, o viață mai bună pentru cei care se uită astăzi și nu numai, pentru toți buzoienii care urmăresc emisiunea dumneavoastră. Da, mulțumesc frumos încă o dată pentru prezență, mulțumesc și celor care s-au uitat și astăzi la emisiunea noastră. Rămâneți pe Campus TV, peste un sfert de oră urmează jurnalul de la ora 20, emisiunea cu mințile sus. Până mâine, eu vă spun la revedere!